Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Viața în România continuă cu știri care, mă rog, am găsit una care mă derutează complet. Deci vă rog să fiți atenți să-mi explicați și mie ce se întâmplă aici. Undeva în Dâmbovița, în orașul Titu, în județul Dâmbovița, un escroc a intrat într-un magazin, clar escroc, și s-a prezentat ca inspector la protecția consumatorilor. Un fel de Maradona... Da. El, spre deobire, deci el chiar nu era angajat la protecția consumatorilor. Și a pretextat că face un control și a cerut administratorului o șpagă de 2000 de lei pentru a nu înregistra presupuse nereguli. Acum, evident că a apărut un inspector veritabil. N-aș vrea să spun mai multe, dar mulți comercianți înțeleg foarte bine ce spun. Deci omul a venit, a zis că e inspector și a cerut o șpagă. Cine să-l bănuiască că nu e inspector la protecția consumatorilor? Patronul nu a avut nicio bănuială, însă ce să vezi, după câteva zile, escrocul a revenit la magazin pentru a restitui banii. Inspectorul cum ar veni? Da, falsul inspector. A venit să dea banii înapoi, aia 2000 de lei. Ei bine, abia atunci doamna de la magazin a intrat la bănuiel și a sunat la poliție. Logic. Înțelegeți? Deci, i-a bulversat asta... total. Da, nu sunt la magazin dacă vine reprezentantul autorității și îți cer o șpagă. Că e firesc. Adică ce? Face parte din normal. Da. A venit inspecția, a venit ăla, îți cere, zice că te amendează, îi dai o șpagă, pleacă, viața merge înainte. Bă, abia când se întoarce unul cu banii care are remușcări... Atunci e suspectă. Mă, ce se întâmplă aici? E, nu pun mâna pe banii ăștia. Dacă îmi face vreo nefăcută. E ceva neplăcut aici, e în neregulă. Hai să sunăm la poliție. Deci doamna a sunat la poliție când ăla s-a întors, mă, cu banii. Incredibil. Dar da, bine, cred că o să scape bazma curat, dar adică chiar fi păcat de el. Zici? Da. La fața locului, polițiștii au identificat persoana respectivă, și anume un bărbat de 25 de ani, din Dobra. Tânăr. Care a fost condus la sediul politic. Luca. N-avea experiență. Păi da, dar a subliniat bine detaliul ăsta. N-avea experiență, că unul ceva mai experimentat... Îi frânge aripile, doamna aia, poliția. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.